își va anunța Adrian Năstase candidatura la președinția PSD? Da, vă așteptați personal. Sigur că până la urmă e decizia domnului Năstase dacă își anunță mâine, când își anunță candidatura, dar personal vă așteptați să-și anunțe? Nu, mă aștept ca domnul Năstase și domnul Diaconescu și domnul Mitrea, cei trei practic challengeri ai lui Mircea Geoană, mai devreme sau mai târziu să meargă pe o platformă comună. Vă așteptați la asta? Mă aștept, da, se așteaptă și alții, nu numai eu. Da, nu știu dacă se va întâmpla sau nu, nu sunt prezicător. Credeți că e posibil? Da, de ce să nu fie posibil? Pentru că domnul Mitrea părea să meargă pe o linie destul de diferită de domnul Năstase. De acord. De principiu însă, favorit, să zic, este întotdeauna cel în funcție, nu? Și de obicei cei care îi contestă funcția sau coroana se unesc la un anumit moment. Nu știu dacă așa se va întâmpla sau nu. Dar de ce v-ați dori asta? Pentru că lucrurile ar fi mult mai clare atunci. Ar fi, până la urmă, echipa lui Mircea Geoană, cei care au trufel sau altul, au condus și până acum și poate cu mici modificări, și echipa care propune o altă variantă. E mai simplu decât cu 4, 5, 6, 7 candidați. Acolo lucrurile deja riscă să dea un rezultat până la urmă la întâmplare. Și echipa, dacă se va merge pe formula asta, cine e la ce funcție nu să candideze? Nu mă puneți că numai domnul Hrebenciuc e în stare să pună pe toți oamenii la masă să le dea și funcție. Eu nu pot să fac chestia asta. Acum, dacă v-ați imaginat într-o echipă, cred că v-i imaginați și într-un viitor PSD la problema lor.